A trecut iarna, iar gropile din carosabil au răsărit precum ghioceii. După fiecare sezon de iarnă, asfaltul se erodează, iar craterele din carosabil pun probleme conducătorilor auto. Municipalitatea de la Petroșani va demara începând de săptămâna viitoare programul de plombare a străzilor cu probleme. Pentru că avem semnale că vremea se îmbunătățește și se va încălzi, atunci putem să începem lucrările, să zic, de pregătire a asfaltului și în stația pe care o avem. Așa că de săptămâna viitoare vom avea, să spun, neplăcerile cauzate de lucrările de astupare a gropilor existente pe raza municipiului Petroșani. Deja, responsabilii municipalității au întocmit o listă cu principalele zone de acțiune, însă, spun aceștia, toate străzile cu gropi vor beneficia de reparații. Problemele acum există oriunde este o groapă. Poate fi considerată o problemă de cei care fie locuiesc în zonă, fie din anumite motive tranzitează acea zonă. Le vom considera pe toate prioritare, cele care, bine, în special cele aflate pe principalele artere de circulație din Petroșani. Dar asta nu înseamnă că celelalte le vom neglija. De gropi nu a scăpat nici sensul giratoriu din Piața Victoriei. Aici, traficul auto este îngreunat atât din cauza dimensiunii sensului, cât și de gropile din asfalt.